Școala românească de ceramică e foarte apreciată în plan internațional, figură emblematică a artei contemporane românești. Cristina Bolbore expune până la jumătatea lunii noiembrie o instalație site specific la Galeria Galatea din București. Cristina Bolbore este unul dintre cei mai importanți artiști români contemporani. Vreme de mai bine de două decenii a format generații succesive de tineri ceramiști la Universitatea Națională de Arte din București. Instalația pe care o propune publicului în această toamnă este un elogiu adus vitalității și elanului creator. Homo Faber, artistul neobosit, aduce ofrandă publicului rodul mâinilor sale. Cred că ceea ce ne arată aici Cristina astăzi este imaginea nudă a vieții. În sine, așa, nu poți să privești lucrarea, să găsești obiectul de artă, decât așa în detalii, să spun, dar de fapt, în întreaga ei, este o imagine a vieții. Eu așa o văd. Viața în totalitatea ei. Noi spunem că omul are dar și depune multă pasiune în creșterea darului, dar de fapt pasiunea în cazul ăsta înseamnă chiar muncă, muncă, muncă și, sigur, cu har. Lucrările Cristinei Bolborea s-au bucurat de o mare apreciere în spațiul spaniol. Iată de ce, referința la Federico García Lorca nu i-a surprins pe cei care sunt familiarizați cu creația Cristinei Bolborea. Expoziția se numește Verde, que te quiero verde, Verde, cât te iubesc de mult, Verde. Am plecat de la un celebru vers al lui Federico García Lorca, Romanța somnambulă. Ideea a pornit încă de acum 10 ani, a stat la dospit, iată, foarte multă vreme. Și am început să lucrez, de fapt, cu pământul, adică, să zic, acum 2 ani, dar masiv de tot, un an am lucrat zi de zi și pornește de la simbolistica acestei culori, dubla simbolistică a verdelui, care are două conotații încă din Renaștere. Este într-adevăr verdele vieții, al primăverii, al sevei, al bucuriei, al dragostei, al calmului, dar în egală măsură este și verdele putreziciunii, al morții. Iar în fundalul sălii vedem o altă lucrare. Este o cortină în fața unei ferestre prin care vedem o rază de speranță, de soare, de lumină. Frunze de toate formele și dimensiunile creează o rețea organică, prin care pare că se aude vântul suflând. Expoziția poate fi vizitată până pe 12 noiembrie la Galeria Galatea din Capitală.